Și bine ați revenit la un nou episod în care vom participa la primul nostru concurs. Și înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de subscribe și haideți să-i dăm drumul. Este vorba despre școala visurilor mele și vom povesti așa o școală cum aș vrea eu sau cum aș... Scrieți și voi în comentarii cum ați vrea voi și de genul și... Haideți să-i dăm drumul și în primul rând vom începe cu cum să arate. Și acum a stat 2 secunde. Și uitați cam așa. Aici, chestia asta verde, un teren de fotbal. Și aici intra, stați, acolo unde sunt florile, acolo e un trotuar. Acolo unde sunt treptele, intrarea și acolo când intri, sunt niște scări care duc la clasă. Apoi în vecin este terenul de fotbal și jos baia. Și eu m-am gândit ca să fie cam 3 ore doar fotbal așa și pauza între pauzele de fotbal. Că prima pauză, să zicem, să fie 3 minute, a doua la fel și a treia să fie de 10 minute, să zicem, și apoi urmează, cât a rămas. În fine, deci vor fi 4 ore într-o singură oră, anume muzică, științe ale naturii, desen și în ultimul rând avem tehnologie. Și o să urmeze cum aș vrea să studiez și în ce fel. Eu aș zice să merg la fotbal, să mergem la meciuri și să vedem ce fac jucătorii mari de fotbal. Și să învățăm din ce fac și ei. Și acum o să prezentăm cum o să arate banca pe care eu o vreau. Deci frumos, aici avem niște cărți. Unul pe care el se numește Gigelică. Aici niște carioci. Aici o cană cu lucruri de scris. Aici, da... Mă rog, v-am arătat. Și aici un microscop și aici, sau cum se numește ăla, cred că microscop. Și aici este o carte semnată de Müller. Adică e din ala de jocuri, nu-i originală. Și asta... Gol! Lasă! Gol! Acum urmează prezentarea ghiozdanului. Aici, frumos, o geantă cu Marsei, Adidas, pe zisul vostru. Și aici, așa frumos, niște dungi pastre în spate, așa, Adidas. Și o luăm pe noi, așa. Și să avem așa, să zicem, un creion din ăsta care se poate transforma în orice culoare. Și scrieți în comentarii dacă voi știți să faceți asta. Și cam atâta și cu acest vlog. Eu vă salut! Pa, pa!